De astăzi, circulația a fost închisă pe șoseaua Combinatului, de mâine pe strada Teiului. Primăria municipiului Făgăraș anunță că în perioada 17 iulie-15 noiembrie se va închide circulația pe șoseaua Combinatului pe tronsonul situat între intersecția cu strada Uniunii, strada 13 decembrie, strada Trandafirilor, după pasajul de cale ferată și intersecția cu șoseaua Hurezului, în vederea executării lucrărilor de construcție la podul peste pârâul Berivoi. Sunt lucrările care trebuie finalizate până la sfârșitul anului, așa cum am mai explicat pe planul de mobilitate cu culoarul industrial. Vorbim de construcția unui pod, demolarea podului de pe pârâul Racoviță și construirea unui pod nou, pentru că acolo, la intersecția șoselei Hurezului cu autobanda Combinatului și șoseaua Combinatului, se va construi un sens giratoriu. Noi încercăm să grăbim constructorul ca acest termen de 4 luni de zile să fie comprimat, să termine mai repede, dar altă variantă nu este decât ei să construiască un pod provizoriu și să devizeze circulația pe artera Combinatului cu ocolire prin cartierul Creangă. Este singura soluție pe care noi am găsit-o împreună cu toate autoritățile care gestionează traficul rutier și vom avea o perioadă, vom încerca să fie această perioadă să fie cât mai scurtă. De mâine până pe 18 septembrie se va închide circulația și pe strada Teiului, pe tronsonul situat între intersecția cu strada George Coșbuc și intersecția cu strada 13 decembrie în vederea executării lucrărilor de construcție, sens giratoriu nou la intersecția străzii 13 decembrie cu strada Teiului. Pe toată perioada menționată va fi permis accesul riveranilor, lucrările de construcție se execută în cadrul proiectului Modernizare Coridor de Mobilitate Urbană integrat în zona industrială a municipiului Făgăraș.